S-a demonstrat că virusul SARS-CoV-2 este aproape identic cu cel din liliac și pangolin. S-a și discutat destul de mult pe acest subiect. Despre proveniența acestui coronavirus care a pus pe jar o lume întreagă, dar și despre variantele mai noi ale SARS-CoV-2 care ar putea fi un risc potențial de evadare imunitară, l-am invitat la o discuție pe Costel Atanasiu, biolog român, renumit cercetător în virusologie, stabilit în Statele Unite ale Americii. Se poate spune în momentul de față cu certitudine că virusul a sărit de la liliac sau de la pangolin la om? Și dacă da, cum anume? Nu putem ști cu siguranță 100% că a sărit de la pangolin, dar undeva pe la 90% putem fi siguri că așa s-a întâmplat. Noi ca oameni venim în contact cu foarte multe virusuri animale. Atât lumea la țară vine în contact cu animale, cât și noi, avem câini, avem pisici și totuși aceste virusuri de la animale nu intră în corpul uman. Motivul pentru care nu intră este pentru că nu au receptorii necesari. Deci celula umană nu are receptorii necesari care să fie recunoscuți de către aceste virusuri. Și totuși, în mod întâmplător, din cauza că aceste virusuri fac foarte multe mutații, una din aceste mutații poate să fie norocoasă, și atunci găsesc cheia de intrare în organism. Așa s-a întâmplat și aici. Se pare că s-a întâmplat la fel și în cazul SARS-CoV-2-ului. A pornit de la liliac, a trecut la pangolin și apoi a trecut la om. Ce ar fi de învățat din această lecție a pandemiei pentru a preîntâmpina apariția altor virusuri de la animale, vă întreb în contextul în care se vorbește tot mai mult că omul a trecut peste acea graniță permisă între teritoriul omului și al animalelor și cumva că noi am perturbat mult natura și s-ar putea ca aceasta să fie una din consecințe. Ați punctat foarte bine. Deci asta este cea mai mare problemă. Le-am distrus habitatul animalelor și le vin din ce în ce mai aproape de noi. Asta deja este o chestie de politică, nu mai este de medicină. Politicienii vor trebui să facă ceva. Nu știu dacă vom învăța foarte mult. Nu știu dacă vom învăța foarte mult din această lecție, pentru că spun asta din experiența trecută. Am avut deja două pandemii mari, nu mari pandemii. Am avut SARS-ul original în 2002 și apoi MERS-ul în 2012 și totuși nu am luat nicio măsuri după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Este posibil și pentru faptul că au fost foarte puțin morți atunci, sub 2000 de morți, pe când acum deja suntem la 4,7 milioane și încă nu s-a terminat. Plus, nu mai vorbesc de consecințele la nivel economic, s-au pierdut foarte, foarte mulți bani. Să sperăm că de data asta se vor lua măsuri. Credeți că am putea asista la creșteri majore de patogenitate, așa cum a fost, de exemplu, în cazul gripei spaniole? Așa ceva nu se poate anticipa. Nu avem cum să știm cum se va muta virusul în viitor. Nu putem decât să așteptăm. Nu este nimic care putem să facem în acest moment să putem anticipa ce se va întâmpla în viitor. Totuși putem vorbi de prevenție dacă mai ne aflăm în momentul de față cu pandemia, în situația în care putem preveni emergența de noi variante de SARS-CoV-2 și cum anume? În acest moment nu cred că se mai poate face ceva din acest punct de vedere, pentru că este foarte mult virus în natură, foarte, foarte mult virus în populație și nu cred că putem să-l mai restrângem. Chiar dacă să spunem că în acest moment se vor lua niște măsuri drastice sau toată lumea, condiții ideale, toată lumea se va vaccina sau va apare niște medicamente extraordinar de bune, tot va dura câteva luni până când vom reuși să reducem numărul de particule virale din populație. Între timp, virusul va suferi mutageneză și vor apare mutații noi. Deci chiar și așa. Dar, având în vedere că asta nu cred că se va întâmpla, nu cred că putem să-l mai punem înapoi în cutie, cum se spune. Deja vorbim de diferite variante sau tulpini care ne dau emoții.
Organizația Mondială a Sănătății avertiza că varianta Mu ar putea fi mai îngrijorătoare, deoarece ar putea prezenta un risc potențial de evadare imunitară sau, cum spunem pe limbajul tuturor, acea rezistență la vaccinuri. Ar trebui să ne îngrijoreze această variantă și altele, cum ar fi Lambda? Și da și nu. Da, pentru că este, practic, varianta Mu este cea mai periculoasă de până acum. Este singura care poate să evadeze sistemul imunitar. Și din acest punct de vedere este într-adevăr periculoasă. Dacă va ajunge dominantă, va trebui, practic, să schimbăm vaccinul. Nu avem un control. Spun totuși nu, pentru că varianta există de ceva timp în natură. Au fost zone ale globului unde era, dacă nu predominantă, exista într-un număr suficient de mare și totuși a venit varianta Delta peste ea și a eliminat-o aproape. Este sub 1%. Deci dacă ar fi fost atât de bine adaptată, acest lucru nu s-ar fi întâmplat. Deci ăsta este un semn bun pentru noi. Deci s-ar putea varianta Mu să nu fie totuși chiar atât de periculoasă pe cât am crezut la început. Cât despre varianta Lambda, nu cred că trebuie să ne îngrijorăm în momentul de față, nu văd absolut nimic. M-am uitat ce mutații sunt acolo, nu e nimic deosebit care ar trebui să ne îngrijoreze. E probabil undeva tot ca Delta, deci nu e mai rar decât Delta. Există o teorie care circulă în rândul medicilor, aceea că dacă într-un sezon sunt mai multe virusuri, cel mai puternic rezistă și cumva le pune pe celelalte la somn, între ghilimele. Putem spune același lucru și despre diferitele tulpini ale aceluiași virus? Sigur că da. Exact acum v-am dat un exemplu. Deci varianta Delta, practic, a coabitat cu varianta Mu și practic a eliminat-o. Deci da, întotdeauna există o concurență și în cadrul aceleiași tulpini, fără doar și poate. Cum vedeți evoluția pandemiei de COVID-19 până la sfârșitul acestui an? Din păcate nu am o previziune foarte bună. Să sperăm că vom trece de acest val. Celelalte țări deja au început să treacă prin el cât de cât. Se vede că au ajuns la un maxim și acum au început să coboare. Nu același lucru îl văd și în România, noi încă urcăm. Și din păcate, sezonul rece s-ar putea să ducă la un alt val în celelalte țări. Înțelegeți unde s-a coborât acum, sunt spre o limită mai de jos. Așa că previziunile mele nu sunt foarte optimistice pentru sfârșitul anului. În Statele Unite, în ce situație se află în momentul de față sistemul sanitar? Cum mai face față acestei pandemii? Deci aici s-a atins maximul. Suntem din ce în ce, acum coborâm. Ce să spun, aici nu e o problemă atât de mare, deci în sensul de număr de paturi sau IT, pentru că sistemul este privat, sunt foarte multe spitale, deci este foarte greu aici să ajungi la o limită și să spui nu mai am unde să mai primesc oamenii. Deci aici e încă bine, din punctul acesta de vedere logistic. Nu este bine pentru că sunt foarte mulți infectați. Dar americanii au învățat lecția vaccinării? Deci, americanii sunt mult mai vaccinați decât românii, ca să luăm așa un termen de comparație, dar sunt mai puțin vaccinați decât alte țări dezvoltate. Și aici foarte multe informații false sunt răspândite în presă și toată lumea a transformat această problemă medicală într-una politică. Deci, practic, întrebi o persoană cu cine votează și poți să ai deja o idee dacă s-a vaccinat sau dacă nu s-a vaccinat. Care ar fi sfatul pe care l-ați da românilor pentru a trece cu bine peste această pandemie de COVID-19? Sfatul meu este să se vaccineze. Asta este cea mai bună protecție posibilă în momentul de față. Apoi să poarte mască și să încerce să aibă încredere în persoanele calificate care vorbesc despre acestea. Nu oricine apare la televizor sau pe YouTube sau pe Facebook și le spune ceva care e deja
cred, deja. Deci asta se numește în engleză bias confirmation. Deci ai o idee greșită, cineva îți spune exact ce vrei să auzi și atunci tu îl crezi pe el, mai mult decât pe altul. Deci, cumva, nu știu cum putem să scăpăm de aceste informații false care circulă în presă, în media, în online mai mult. Dar dacă lumea se vaccinează, chiar dacă are așa un pic de reținere, deja asta rezolvă foarte mult din probleme, să știți. Deci asta trebuie să facem în primul rând. Să ne vaccinăm, să purtăm mască, să avem și distanțare fizică și vom trece mult mai ușor de acest val.